Bună seara, suntem la Starea Nației. Fraților, încep spunându-vă că emisiunea de azi a fost greu de făcut. Adică, în meciul ăsta de box dintre Ponta și Băsescu, trebuie să ai mare grijă ce spui. Dacă îl taxezi pe Ponta, sar ruseliștii și te fac băsist. Dacă spui ceva despre președinte, pac, sar imediat băsiștii pe tine de nu te vezi. Nu există poziție de mijloc, oamenii nu le mai cer jurnaliștilor să fie neutri. Nici nu poți fi neutru. Nu poți taxa ambele tabere pentru prostiile pe care le spun și le fac. Nu, frate. Trebuie să fii ori cu unul, ori cu altul. Dacă nu, ești un prost. Știu că asta enervează pe mulți la emisiunea asta, că îi taxează și pe unii și pe alții. De-aia vă spuneam că a fost destul de greu să facem ediția de astăzi, la câte prostii au spus și Ponta și Băsescu de ieri până azi. Dar le-am împărțit frățește. Una ție, una mie. Două ție, una, două mie. Trei ție, una, două, trei mie.